de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți... Bună dimineața! Bună dimineața, a doua cafea. Sper să nu fie în exces. A doua cafea, cum vă spuneam astăzi, și a doua emisiune cu reprezentanții ai Partidului Social Democrat din Neamț. Pot să spun că e o premieră, cel puțin din punctul meu de vedere, în aceeași emisiune, două personaje politice care colaborează deja de foarte mulți ani, dacă nu mă înșel eu, cel puțin vreo 10 ani, dacă nu. Este vorba despre domnul Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean și candidatul la această funcție. Bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Și alături de domnia sa, domnul Daniel Harpa, candidat la funcția de primar al orașului Târgu Neamț. Un tandem care funcționează, greșesc, de câți ani, domnul Arsene? Păi din 2012. Din 2012, deci aproape 10 ani. Sunt 8 ani. 8 ani, da. Sunteți mulțumit de cum funcționează tandemul? Vă întreb acum, Ana, că înainte de a începe emisiunea pe probleme electorale. Eu cred că oamenii ar trebui să spună dacă sunt mulțumiți de tandemul nostru, dar eu cred că cetățenii din Târgu Neamț sunt mulțumiți de administrația primarului Harpa și de ceea ce am făcut împreună pentru orașul Târgu Neamț. Domnul Harpa, dumneavoastră? Eu vreau să completez că suntem în această echipă, cred că de vreo... Înainte de a fi în politică, da. Atât eu cât și domnul președinte, de vreo, să spunem, 20 de ani. Așa că ne cunoaștem destul de bine, iar în acești 8 ani de administrație, atât orașul Târgu Neamț cât și județul Neamț a beneficiat de foarte multe proiecte și se vede clar ceea ce s-a făcut și ce am făcut împreună. Da, chiar cu riscul de a... lăsa niște subiecte locale în momentul acesta deoparte de campanie. Eu vreau, țin foarte mult la subiectul acesta, să ne spuneți care mai este situația cu spitalul de la Lescani, pentru că este un spital care ar trebui, eu știu când am fost acolo săptămâna cealaltă, săptămâna trecută și era proporție de 90% atunci, 95% gata, nu mai știu ce s-a întâmplat de atunci. Da, și... mă bucur că mă întrebați despre spitalul de la Lescani. Mâine dimineață, la orele 10:30, vom participa și eu și colegii mei din Consiliul Județean, cei care am participat și ne-am adus aportul la acest spital, vom participa la Iași, deschiderea, la darea în folosință acestui spital, pentru că am văzut în spațiu public că discuta un contracandidat de-al meu că domnul Arsene a fost la deschiderea spitalului și a zis că eu n-am fost la deschiderea spitalului, n-a fost o deschidere a acestui spital. Noi am invitat presa din județul Neamț și am fost doar la o vizionare să vedem cum arată lucrurile acolo și mă bucur că ați fost alături de mine și mă bucur că au fost jurnaliștii corecți și nu cei obedienți care dezinformează populația județului Neamț și ați văzut și dumneavoastră, cu ochii dumneavoastră, cum arată un spital la standarde europene. Înțeleg de la cei de la Euronest că s-au finalizat 100% toate chestiunile tehnice care țineau de racordarea spitalului, de tot ce era nevoie acolo. Se așteaptă încă avizul de la DSP și aici este cel puțin bizar faptul că un aviz care ar trebui să dureze 5 minute întârzie să apară, în condițiile în care toți medicii care au fost acolo și de la boli infecțioase și toți cei care toți managerii spitalelor din Iași au spus că acest spital întrunește toate condițiile din punct de vedere medical să poată să primească pacienți. DSP-ul, pentru că trebuie să amintim că este o instituție politizată, întârzie să dea acest aviz. Eu sper ca până mâine să-l dea, pentru că
începând de vineri, acest spital ar trebui să poată să primească pacienți. Și vă invit pe această cale, pe dumneavoastră și pe cei care vor să vină la Iași, să vadă cum arată un spital COVID, spun eu, cel mai modern spital COVID din România astăzi. Deci de vineri teoretic ar trebui să... De vineri, dacă DSP nu politizează din... Eu nu înțeleg o chestiune. Și aici, iertați-mă că spun, dar când vorbim de sănătatea oamenilor, ar trebui să lăsăm orice patimă politică deoparte. Văd că adversarii mei politici, oameni care n-au făcut nimic pentru județul ăsta, lăsând la o parte alte discuții, care n-au făcut nimic pentru județul ăsta, n-au bătut un cui pentru județul ăsta și n-au adus un leu în județul ăsta, blamează foarte mult acest proiect. Un proiect extrem de important pentru pacienții din județul Neamț, un proiect dorit de medicii din Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț, pentru că noi astăzi stăm cu Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț, care e spital suport COVID, da? Stăm blocat cu 800 și ceva de paturi, pentru că nu pot fi tratați pacienții cu boli cronice. Avem o groază de nemțeni de ai noștri care stau acasă sau sunt plimbați pe la Roman, pe la Târgu Neamț, pe la Iași, acolo unde sunt spitale care nu sunt suport COVID, pentru a se trata. Ori chestiunea asta mi se pare extrem de gravă. În condițiile în care singurul spital din județul Neamț care poate trata toate bolile este Spitalul Județean de Urgență, tu, Ministerul Sănătății, voi, liberalii, îl faceți spital COVID? Ori asta încerc eu să fac. Imediat, dacă ne ajută Dumnezeu și vineri dăm în folosință acest spital, să ducem pacienții suport COVID și să îi internăm acolo, iar Spitalul Județean de Urgență să redevină spital normal pentru a ne putea trata pacienții și nemțenii noștri să aibă parte de servicii medicale aici la noi, la Neamț. Da, cred că am epuizat acest subiect și aș vrea să începem emisiunea așa, pentru că suntem în perioada electorală, să-l provoc pe domnul Harpa să ne spună în ce măsură se putea ca Târgu Neamț, orașul pe care l-a preluat în administrare în 2012, cu o datorie destul de mare, dacă nu mă înșel, undeva la 60-70% erați, nu mai țin minte exact, în ce măsură s-a putut face această dezvoltare la Târgu Neamț și care a fost sprijinul venit dinspre județ. Pentru că vorbeam la început un tandem. Și eu nu vorbesc de tandem între oameni. Pe mine nu mă interesează neapărat tandemul între oameni, ci tandemul instituțional să funcționeze. Dar așa cum am mai spus, eram într-o situație destul de dificilă. La un datorare de peste 60%, nu puteam dezvolta absolut nimic în orașul Târgu Neamț. Și aici mă refer la infrastructură, mă refer în primul și în primul rând la învățământ și la sănătate. Am plecat atunci, în 2012, foarte încrezători. Domnul președinte era, la momentul respectiv, președintele organizației Târgu Neamț, după care a preluat conducerea organizației județene și am colaborat în primul mandat, eu în calitate de primar, iar dânsul în calitate de parlamentar. A fost, într-adevăr, a fost o întreagă istorie în acei 4 ani de zile, dar cu ajutorul guvernării PSD din acel moment, am reușit să ducem în primul și în primul rând a guvernării și a colaborării care am avut-o și o am perfectă cu domnul președinte, am reușit să aducem orașul în primul și în primul rând pe calea cea bună, adică să reducem datoriile de la 60 la un 10% la momentul respectiv. Și nu mai spun de acel program național de dezvoltare locală care ne-a ajutat extraordinar de mult. Dar și aici putem discuta de muncă 24 din 24 pe proiecte și pe deplasări la... Și din momentul 2016? Din momentul 2016 discutăm de colaborarea în special cu Consiliul Județean, de proiectele comune care le-am inițiat și de finanțările care le-am obținut, atât pe linia sănătății cât și pe plan cultural,
sportiv, eu știu toate liniile. Deci aici discutăm de președintele Consiliului Județean în funcție și de primarul orașului Târgu Neamț în funcție. Ați regretat vreodată, domnul Arsene, că ați renunțat la Parlament pentru Consiliul Județean? Nu, dar eu am mai spus-o. Eu am fost parlamentar. Noi ne vedem rar în emisiuni, de aceea vreau să mai spuneți. Da, pentru că așa cum am spus, eu am ales în acești 4 ani de zile, nu doar la dumneavoastră n-am venit în emisiuni. Eu n-am ieșit foarte des în spațiu public pentru că am preferat să fac lucruri și faptele mele să vorbească în locul meu. Nu, n-am regretat niciodată faptul că am renunțat să fiu parlamentar pentru a fi președinte de Consiliul Județean. Mi-am dorit să fiu președinte de Consiliul Județean. Sincer, eu nu m-am regăsit în Parlamentul României. Adică nu m-am simțit eficient, atât de eficient, pentru că eu sunt un om de acțiune, sunt un om al faptelor, să spun așa, și mie îmi trebuie acțiune. Aici, în administrație, m-am simțit, să spun, ca peștele în apă, pentru că aici se văd lucrurile pe care le-am făcut. În Parlament, sigur, inițiez proiecte de lege. Sunt lucruri care nu se văd. Aici, într-adevăr, în administrație, poți să faci lucruri și poți să rămână lucruri după tine. Și în continuare vă spun că administrația, și am mai spus-o la mulți, eu venind din mediul privat, din mediul de business, credeam că nu e atât de complicat. Nu, e total diferit. Administrația e total, total diferit. Nu are nicio legătură cu mediul de afaceri. Însă, administrația îți dă satisfacții foarte multe. Pentru că lăsăm la o parte investițiile pe care le-am făcut în județul Neamț, care se văd, le văd oamenii. Satisfacția mea cea mai mare e când merg, uitați, acum sunt în campanie și am avut ocazia și bucuria să mă întâlnesc cu foarte mulți oameni în Piatra Neamț și în toate comunele unde merg. Cea mai mare satisfacție a mea e bucuria că mă întâlnesc cu oamenii și pot să mă uit în ochii lor, pot să se uite la mine și să știu că n-am dezamăgit, să știu că ceea ce am promis la oamenii din Boghi ce am făcut, ce am promis la Bahna am făcut, ce am promis la Dămuc am făcut. Asta e cea mai mare bucurie și satisfacția mea. Și asta mă motivează pe mine să merg înainte, să mai cer încă o dată încrederea și votul nemțenilor, să-mi acorde onoarea să-i mai reprezint în funcția de președinte al Consiliului Județean, pentru că știu că vreau ca în următorii 4 ani să mai fac niște lucruri mari, spun eu, mari, pentru nemțenii mei, așa cum îmi place mie să spun, pentru că aici la Neamț suntem o mare familie, familia Neamță. Vedeți, oriunde te duci, la București, la Craiova sau la Bruxelles, în momentul când te întâlnești cu cineva și spune că îi din Neamț, deja ești rudă, deja ești frate, deja e al tău. Asta e sentimentul pe care îl simți. Și de aia spun că noi suntem o mare familie aici la Neamț și spune că eu spun că împreună am reușit să facem lucruri bune și împreună putem să facem lucruri și mai bune, pentru că multe s-au făcut, dar mai sunt multe de făcut. Apropo de ce mai este de făcut, uite, haideți să încercăm să mergem spre viitor, apropo de, avem pe primarul de Târgu Neamț aici, sigur, de zona respectivă. Deci care este planul al primarului și al președintelui de Consiliul Județean pentru zona Târgu Neamț? Pentru că eu recunosc că am avut mai multe emisiuni cu domnul primar și am discutat pe bucăți, dar aș vrea să văd acum o viziune integrată. Și vă rog. Da, dacă continui tot eu și vorbim despre zona Târgu Neamț, în zona Târgu Neamț spun eu că acolo Consiliul Județean Neamț va avea cea mai mare investiție pe turism nu din județul Neamț, cel puțin din Moldova va fi, din regiune, pentru că acolo dezvoltăm pe 60 de hectare un parc de distracții Ținutului Creangă, pentru că trebuie să fim suficient de deștepți și de inteligenți și să folosim brandul, marele brand pe care îl avem, Creangă, Ion Creangă, și poveștile lui Creangă,
trebuie să se regăsească în tematica acestui parc. Pentru că au reușit să dezvolte parcuri de distracție mari și nemții și italienii și toată lumea a fost la Disneyland, la Gardaland, la Legoland în Germania. De ce n-am reușit și noi aici la Neamț, când noi îl avem pe creangă cu poveștile lui? Când toată lumea, și dumneavoastră, și eu, și copiii noștri au crescut cu poveștile lui Creangă. Acolo, pe 60 de hectare, va fi dezvoltat un parc de distracții mare. Suntem deja pe procedură de de studiu de fezabilitate, să zic așa. Am lucrat cu și lucrăm cu specialiști din străinătate, pentru că nemai fiind în România și nimeni n-a dezvoltat așa ceva, n-a găsit pe piața din România. Am contactat firme elvețiene, italiene, cu care încercăm să dezvoltăm conceptual acest proiect. Și eu vă spun că acest proiect va ridica foarte, foarte mult, nu doar zona Târgu Neamț, nu doar județul Neamț, toată regiunea din punct de vedere turistic, pentru că va fi o investiție mare. O investiție de peste 100 de milioane de euro, care va cuprinde sat de vacanță, parc de distracții, o sală foarte mare de concerte, de 14.000 de locuri, ceea ce înseamnă că va fi cea mai mare sală de concerte din Moldova. Da? Pentru că noi trebuie să devenim Neamțul, trebuie să devenim nu doar un județ turistic, ci și un județ al evenimentelor. Pentru că uitați cum au dezvoltat și cât de bine au dezvoltat cei de la Cluj, marele festival Untold. Da? Cei de la Iași au făcut și ei un festival After Hills, cred că, sau ceva de genul. Deci, domnule, trebuie să învățăm. Până la urmă, noi aici, la noi acasă, trebuie să învățăm să facem bani. Și asta fac evenimentele. Îți aduc foarte mulți turiști și îți crește și din punct de vedere turistic orașul și îți aduc și foarte mari venituri. Dacă vorbim de un proiect al Consiliului Județean Neamț pe zona Târgu Neamț, ăsta e un proiect foarte bun și interesant pentru cetățeni. Domnul primar, cum sunteți pregătiți să răspundeți la asemenea provocare? Ce proiecte aveți? Pentru că noi discutam despre polul de dezvoltare din zona cetății în care lucrați acum. Iată, acesta ar fi un alt pol de dezvoltare în zona opusă. Și acolo, la cetate, dacă îmi permite să dezvolt puțin, acolo împreună cu domnul primar am discutat, deja mi-a și trimis o propunere, să spun așa, și Consiliul Județean Neamț va dezvolta un lift, un funicular de jos până la cetate, sus pe versant, pentru că în țările civilizate oamenii nu merg 20 de minute pe jos ca să viziteze un obiectiv turistic cum e cetatea Neamțului, și atunci trebuie să le creăm condiții. Sigur, cei care vor să facă mișcare urcă pe drum, dar cei care nu pot din motive de sănătate, atunci trebuie să le asigurăm condițiile necesare să poată să urce, să viziteze această cetate. Ăsta e încă un obiectiv de investiții pe care Consiliul Județean Neamț îl va dezvolta în zona Târgu Neamț. Și avem, dacă vorbim de turism, obiective de investiții pe care le dezvoltăm în tot județul, dar astăzi vorbim despre zona Târgu Neamț. Deci, cum răspundeți la aceste provocări? Ce proiecte aveți? Pentru că e clar că asemenea lucruri dezvoltate vor aduce. Va fi un aflux de oameni, el trebuie să-l poți primi, trebuie să-i oferi ceva și altceva decât ceea ce găsesc acolo. Sigur, proiectul este mult mai amplu. Vorbim de Târgu Neamț, pliat în primul și în primul rând pe această investiție destul de mare a Consiliului Județean, în parteneria cu noi, cu Primăria Târgu Neamț. Și este normal să discutăm de un proiect integrat, începând de la infrastructura rutieră, deci trebuie asigurat obligatoriu cealaltă parte a șoselei de centuri. Aici mă refer la traficul care trebuie asigurat pe zona Suceava, pe traseul Suceava, Piatra Neamț, E85. Aici putem vorbi, continua cu zona Parcului Cetate și în zona cetății, unde și acolo avem investiții în derulare. Tot în ideea de a dezvolta în primul și în primul rând orașul și de a atrage turiști în orașul Târgu Neamț. Sigur,
Știm cu toții atât cetatea cât și Casa Creangă sunt în administrarea Consiliului Județean și așa este normal, pentru că la nivelul orașului Târgu Neamț nu avem cum să administrăm așa cum trebuie, având în vedere și bugetul existent, cele două obiective turistice. O completare aici la Casa Creangă, sigur, domnul președinte știe, există un proiect în derulare pe fonduri europene, tot inițiat de Consiliul Județean în parteneriat cu noi, pentru acel parc tematic din interiorul Casei Creangă. Chiar acolo, la curții, da, în curtea de la Casa Creangă. Și la fel continuăm cu proiectele noastre, tot în ideea de a dezvolta turismul, și aici mă refer la stațiunea Băilor Oglinzi. Ce vreau să spun, că aceste lucruri sunt în derulare, adică nu venim cu SF-uri, cu cum spun alții că vom face, că vom iniția proiecte. Noi avem proiectele în derulare și le-am pus în aplicare. Vorbeam de zona Băilor Oglinzi și acolo este o investiție destul de mare. Deja avem în lucru un proiect de aproximativ 10 milioane de euro. Un proiect destul de interesant pe fonduri europene, urmând ca în perioada următoare să discutăm cu specialiștii, să vedem când și cum vom proceda pentru accesarea acestui proiect european. Oricum, dacă venim cu cele patru obiective, Creangă, Cetate, Băile Oglinzi și proiectul Consiliului Județean, orașul Târgu Neamț și județul Neamț va arăta altfel. Da, nu mai vorbim de locurile de muncă, numai pe proiectul Consiliului Județean, pe acele 60 de hectare, din ce am discutat cu domnul președinte și cu experții în acel domeniu, vom asigura peste 500 de locuri de muncă. Adică, vă dați seama, 500 de locuri de muncă în Târgu Neamț pe turism este un lucru extraordinar de bun. Da. Doar pe parcul de distracții, numai pe parcul de distracții. Dacă vorbim de tot proiectul, da, de acolo, fără discuții. Acolo tot proiectul integrat, că vorbim și de partea de dezvoltare turistică, hoteluri, restaurante, tot proiectul integrat acolo, sunt absolut convins că va dezvolta peste 1000 de locuri de muncă. La un oraș ca Târgu Neamț, 1000 de locuri de muncă e foarte mult și vă spun că va conta mult în economia zonei. Știți ce am remarcat eu acum în această discuție? Domnul Harpa spune așa, Băile Oglinzi, Cetate, și mi-am dat seama că noi avem extrem de multe lucruri pe care trebuie să învățăm să le folosim. De exemplu, în zona Târgu Neamț, puțină lume își mai aduce aminte, există o salină. Atestările documentare spun că este probabil cea mai veche salină exploatată din Europa. Deci, iată, încă un pretext pentru a avea ceva acolo. În acest proiect care vă spuneam, inclusiv salina este prinsă. Da. Uite, nu știam că este prinsă. Dar noi mai avem și alte zone. Eu v-am spus dumneavoastră și aici am mai spus-o și mereu o spun și o spun cu mândrie. Noi avem cel mai frumos județ din România. Pentru că noi avem de toate. Avem și munte, și avem muntele Sfânt Ceahlău. Avem și lac, lacul Bicaz. Dom'le, noi dacă știm să folosim și să oportunitatea pe care o avem în a dezvolta pe lacul Bicaz și pe versanții lacului turismul, putem să avem o dezvoltare cum fac italienii pe lacul Como, pe lacul di Garda. Adică ce ne trebuie? Ne trebuie în primul rând voință. Și aici vorbim de voință politică, pentru că lucrurile trebuie făcute dintr-un capăt. Pentru că astăzi când vorbim, lacul Bicaz este în administrarea hidroelectrică. O prostie mai mare nici nu se putea. Și eu întreb oamenii din județul Neamț. Dacă hidroelectrica, conform informațiilor din presă, va fi vândută de guvernul liberal, asta vor să facă. Vor să o vândă cu tot cu lacul nostru Bicaz? E o întrebare, nu e o acuzație. Eu am făcut discuții și chiar voi începe demersurile oficiale și o spun aici la dumneavoastră pentru prima dată, voi începe demersurile oficiale să iau la Consiliul Județean să în administrare luciu de apă al lacului Bicaz pentru a putea dezvolta turismul pe acest obiectiv
foarte, foarte important al județului. Mai vă spun, avem lac, avem munte, avem șes, avem mănăstirile. Nimeni n-are ce avem noi, atâtea mănăstiri grupate la un loc și bogăția asta pe care o avem aici și care poate fi exploatată și din punct de vedere economic și cultural. Avem monumente istorice pe care le punem astăzi în valoare. Doar Consiliul Județean Neamț are peste 10 proiecte pe reabilitare și punerea în valoare a monumentelor istorice. Aici vorbim de lucruri care se întâmplă, nu despre lucruri pe care, domnule, știi, ne gândim să le facem. Nu, noi le facem deja. Adică toate obiectivele astea sunt pe fonduri europene și sunt în implementare. Pentru că noi dacă reușim, și vom reuși, ce mi-am propus eu în primul mandat, să reabilitez infrastructura rutieră pentru a putea pune în valoare toate bogățiile noastre pe care le avem. Și dacă vorbim de mănăstiri, de monumente, de patrimoniu nostru cultural, istoric și turistic, de ce nu? În al doilea mandat, pe lângă marile investiții pe care le vreau să le fac, Spitalul Județean și noul Spital Județean, Parcul de Distracții, vreau să pun în valoare tot ce înseamnă obiectiv istoric, monument, pentru că ați văzut cum fac italienii, grecii și toți cei din Europa dezvoltată bani. Dom'le, o piatră dacă au și au o poveste despre piatra aia, o exploatează și fac bani din piatra aia. Asta vreau să facem și noi aici la Neamț. Să facem bani. Pentru că banii toți se vor duce unde? În infrastructură, în infrastructura de sănătate a județului Neamț, să putem să investim banii și să avem bani aici la noi acasă, să nu mai stăm cu căciula în mână pe la ușile miniștrilor în caz că n-ai guvern de aceeași culoare politică și să stai cu căciula în mână să-ți dea bani și de fapt să nu-ți dea. Da, eu aștept să văd și proiecte în zone care sunt absolut senzaționale și sunt aproape uitate. Și aici deja ține de cei care ar trebui să le scoată la iveală. De exemplu, săptămâna trecută am avut surpriza a unui reportaj într-o zonă a județului, nu foarte departe de Piatra Neamț, Lacul Veselaru. Și eu am făcut aceeași privire. Ce lac Veselaru? Și am aflat că este vorba despre un lac care este extrem de frumos, are o istorie acolo, are formarea lui, s-a făcut ceva asemănător cum e lacul cu Eșdel. Acolo sunt și două cascade. Deci, lucruri deosebite. Și dacă ținem cont că acolo în apropiere este și Neguleștiu, care iarăși are potențial de dezvoltare. Are un potențial și este un încă unul din proiectele pe care eu vreau să le dezvolt în al doilea mandat, pentru că acolo la Negulești vrem să dezvoltăm un centru balneoclimateric, un centru de tratament, să spun așa, pentru, nu doar pentru pensionari, dar în special pentru pensionari, pentru că trebuie să avem și noi aici la casă. Uitați-vă că pensionarii noștri din județul Neamț trebuie să meargă pe la Băile Felix, pe la Băile Govora, prin Casa de Pensii și să parcurgă 1000 de kilometri pentru a putea să se trateze. Aici, la Negulești, avem ape minerale de foarte bună calitate și îmi doresc ca în al doilea mandat Neguleștiu să fie transformat într-un centru de tratament pentru, cu precădere pentru pensionari, pentru cei cu nevoi, dar sigur și pentru toată lumea. Da, deci pledoaria mea era să găsim toate aceste locuri din județ și să le punem în adevărata lor valoare. Sigur. Domnul primar, eu revin la colaborarea dumneavoastră cu județul și nu numai. Haideți să vorbim un pic, că tot am început cu spitalul COVID de la Lețcani. Spuneți-mi un pic, în ce măsură spitalul de la Târgu Neamț a beneficiat de sprijinul județului și în ce măsură aveți planuri de dezvoltare cu acest spital? Și ieri am discutat cu un coleg de-al dumneavoastră vis-a-vis de colaborarea pe această linie cu a spitalului și a culturii cu Consiliul Județean și vreau să vă spun că în
ultimii 4 ani am primit finanțări, au primit finanțări cei de la spital și la evenimentele care le-am organizat în Târgu Neamț, de la Consiliul Județean, de peste 3 milioane de lei. Adică aici discutăm de un buget al orașului, de jumătate din bugetul orașului Târgu Neamț, care l-am primit de la Consiliul Județean pe tot ceea ce am organizat în parteneriat cu dumnealor. Dacă vorbim de spital, știm cu toții că în ultimii ani, ultimii 7-8 ani de zile, s-au investit foarte mulți bani în spitalul Târgu Neamț. La acel moment, 2012-2013, spitalul nu era acreditat, nu era dotat, nu aveam cadre medicale, nu aveam absolut nimic. Eram în pragul de a se închide spitalul. Bine, și cum l-am preluat de pe timpul guvernării PDL. Atunci a fost, să reamintim, perioada aia în care s-au închis spitale, care s-au închis, a fost spitalul de la Bicaz, s-a închis pe hârtie, da, că pre hotărâri el a funcționat, erau ciudățenii acolo. La Târgu Neamț a fost așa, aproape. Făcând o paranteză, zâmbesc evident că dacă ați văzut dumneavoastră zilele trecute, s-au berindat prin județ la noi niște turiști care dețin astăzi niște funcții în Guvernul României, de miniștri. Și a venit un băiat cu cravată frumos și a spus că el a redeschis spitalul din Bicaz. Eu am crezut că n-aud bine. Că ei, de fapt, liberalii, în condițiile în care noi eram la guvernare. Și m-am dus în zonate și am luat înregistrările de la redeschiderea spitalului, în care era la tăiat panglica ministru Bănicioiu, acolo, da? Prefect PSD, eu în calitate de parlamentar, primarul orașului Bicaz, că dumne, cum să vii să minți așa lumea? Aici chestia asta pe mine mă depășește. Să vii să minți în halul ăsta. Cum au făcut și zilele trecute, ați văzut, au venit cu un sondaj că, dom'le, ei nu știu la cât stă candidatul lor și... După care au văzut că sunt penibili, l-au retras și au spus că au doar un ușor avans. E jenant. Adică nu poți. Haideți să vă spun ceva. Lumea, cetățenii din județul Neamț, sunt extrem de conectați și la viața publică, dar având mijloacele astea de comunicare online, că vorbim de Facebook, că vorbim de presa online, sunt conectați și la viața politică, da? Ori să încerci să manipulezi așa populația județului, eu nu văd decât ca o lipsă crasă de respect pe care o acorzi nemțenilor. Da, sigur, este strategia lor, îi lăsăm să și-o facă. Vă rog, domnul Harpa, continuați cu... Da, aici în partea asta politică și a lucrurilor care... Într-adevăr, nu sunt la locul lor și nu e normal să mințim nemțenii. La Târgu Neamț cred că stăm un pic altfel, pentru că, în primul și în primul rând, atât eu cât și echipa din care fac parte, nu facem altceva decât să le spunem nemțenilor ce am făcut și ce avem în derulare. Adică nu venim cu SF-ul, nu venim cu ce vom face. Aceste lucruri de viitor nu cred că și-au rostul la momentul de față, pentru că oamenii sunt deja supra-saturați de această situație a pandemiei și a promisiunilor electorale care de 30 de ani tot așa unii politicieni le pun în valoare. Revenind la Spitalul Târgu Neamț și la colaborarea cu Consiliul Județean, cu președintele Consiliului Județean, se vede clar și din statistici că în ultimii 4 ani de zile am avut și cu siguranță voi avea și în următorii 4 ani o colaborare perfectă, în primul rând bazată pe o relație de prietenie și de respect față de târg nemțeni și de nemțenii, de oameni din județul Neamț. Dar în ce vreau să spun, că în ultima perioadă, de când nu mai avem guvernarea PSD, dacă nu avem un sprijin destul de consistent de la Consiliul Județean, nu cred că făceam față, în special în perioada pandemiei, cu ceea ce s-a cerut pe hârtie, dar nu am primit niciun ajutor de la guvern, de la actualul guvern. Așa că profit și eu de această ocazie să fac un apel la locuitorii orașului Târgu Neamț și la cetățenii județului Neamț să aibă încredere că în continuare vom face aceeași echipă puternică și vom veni în sprijinul oamenilor cu fapte, nu cu vorbe.
Domnul președinte, eu primesc sute de mesaje în momentul acesta și multă lume mă întreabă de un lucru. Ce înseamnă pentru Ionel Arsenie în următorii 4 ani modernizarea societăților care prestează servicii pentru pietreni? Și aici ne referim... Foarte bună întrebare. Deci pentru că este un lucru deosebit. Se fac investiții, se fac alea, da, dar serviciile de care beneficiază cetățenii trebuie să devină indiferent. Pentru cine o prioritate. Haideți să o luăm cu prima... O iau dintr-un capăt, cu transportul public, da? Da. Troleibuzul. Noi avem deja în implementare astăzi pe fonduri europene un proiect care vizează modernizarea mijloacelor de transport din Piatra Neamț. Cumpărăm în jur de 40 de autobuze ecologice, electrice, modernizăm tot ce înseamnă infrastructura stațiilor. Totul va fi, că m-au întrebat unii, domnule, dar de ce ați scos cablul de pe liniile de troleibuz? Pentru că nu mai funcționăm cu troleibuzele, pentru că cablul avea o vechime de peste 20 ceva de ani și deja am plătit câteva despăgubiri la niște mașini care au fost avariate de aceste cabluri și trebuiau scoase și pentru că noi ne ducem într-o altă abordare vis-a-vis de transportul public. Însă aici trebuie să fac o remarcă. Județul Neamț este singurul județ în care transportul public în municipiul Piatra Neamț și în care societatea de transport public este la Consiliul Județean. În mod normal, în toată țara, transportul public trebuie să fie la municipiu. La municipiu, pentru că primăria acordă tichete de gratuitate la pensionari pe banii Consiliului Județean. Ceea ce nu e în regulă. În mod normal, această societate trebuia să fie la primărie. Noi plătim Consiliul Județean în fiecare lună. Orice lucru are explicație, domnule. Deci, la vremea aceea, primarul... Eu știu de ce. Primarul a zis, domnule, de ce să dau eu bandă la primărie? Să dea Consiliul Județean. Consiliul Județean. Da. Deci, asta spun. Vom moderniza și transportul public din Piatra Neamț. Vreau să asigur cetățenii din Piatra Neamț va fi unul din cele mai moderne transporturi publice din România. Și vom găsi soluții și vom asigura noi, Consiliul Județean, împreună cu primăria, pentru că sper ca viitorul primar Răzvan Cuc să aibă disponibilitatea să ne așezăm la masă și să încercăm să facem un proiect serios pentru transportul public din Piatra Neamț, un transport public modern, așa cum merită de altfel cetățenii din Piatra Neamț. Iar punctul 2 la întrebarea dumneavoastră, vorbim de compania județeană APASERV. Și aici, în spațiu public, diferite discuții. Oamenii acuză că facturile sunt mari și că apa este scumpă și pe bună dreptate au dreptate. Apa este mai scumpă ca în altă parte, nu cea mai scumpă din țară, dar suntem, cred că, în eșalonul superior. Dar vreau să vă spun și de ce. Pentru că ce am găsit eu la compania județeană APASERV, domnule, îmi venea să-mi iau cu mâinile de cap. Pentru că vechile administrații, și vorbim aici clar de administrațiile liberale și PDL, da? Au îndatorat compania județeană APASERV cu zeci de milioane de lei. Iar atunci când s-au făcut contractele cu banca, una din condiții a fost ca veniturile companiei să plătească credite. De unde sunt veniturile? Din facturi. Punctul 2 pe care l-am discutat cu Răzvan Cuc și am găsit soluții, dar încă o dată vă spun, eu ca să pot să fac niște lucruri și pentru municipiul Piatra Neamț trebuie să am un partener, un corespondent la municipiul Piatra Neamț care să vrea să stea de vorbă cu președintele Consiliului Județean, pentru că eu vă spun, dacă administrația de la Piatra Neamț venea să facă un parteneriat cu președintele Consiliului Județean, eu zic că astăzi municipiul Piatra Neamț nu mai avea probleme și nici datorii. Pentru că știam cum să facem, să aducem bani și să scoatem Piatra Neamțul din probleme. Am discutat cu Răzvan Cuc, iar prima condiție pe care o vom îndeplini și asupra căruia ne vom apleca foarte tare va fi să ieftinim prețul la apă. Și nu doar la apă, la utilități. Pentru că discutam cu cetățenii din Dărmănești. Am fost sâmbătă în Dărmănești.
Sunt bătrâni care au pensii mici. Sunt bătrâni care au nevoi. Trebuie să-și plătească rețeta de medicamente, pentru că nu toate sunt gratuite. Și o duc foarte greu. Și mi-a spus, domnul președinte, foarte mult din pensia mea se duce pe facturi. Pe apă, canal și utilități, dacă vorbim inclusiv de colectarea gunoiului, care în Piatra Neamț astăzi este o mizerie. Această societate îndatorează foarte mult oamenii cu factura pe colectarea gunoiului. Și acolo trebuie să găsim soluții să scădem factura. Și eu vă spun că dacă ne punem la aceeași masă, eu cu Răzvan Cuc voi găsi soluții, pentru că așa cum mă știți, sunt un om serios și un om de cuvânt. Atunci când am promis niște lucruri, m-am ținut de cuvânt. Și asta promit și cetățenilor din Piatra Neamț. Că voi găsi soluții cu Răzvan Cuc să scădem prețul la facturi, să reușim să rezolvăm problema pierderilor. Pentru că oamenii plătesc foarte mult, nu neapărat apa care o consumă. Pe lângă că e scumpă, plătesc pierderile de pe rețea. Pentru că POS-ul, când a fost făcut programul operațional trecut, a fost făcut foarte prost. Dom'le, prima dată, ce faci? Înlocuiești rețeaua de distribuție a apei și a canalizării din oraș să nu ai pierderi, da? După care faci extensii. Noi ce am făcut, de fapt, prin POS-ul ăla? Am dus apă și canal, vă spun, domnul Bălăgescu, am dus apă și canal prin toate cotunele și toate satele și nu s-a acordat nimeni, adică ia bani îngropați în pământ. Asta a fost decizia politică pe care a luat-o PDL-ul și PNL-ul la vremea respectivă. Iar eu când am venit și am avut de gestionat chestiunea asta, prima mare grijă a fost cum să facem să nu scăpăm societatea asta în faliment. Pentru că spre asta se îndrepta. Și am reușit să o stabilizăm și în continuare, împreună cu cei de acolo, pentru că avem în implementare un proiect pe fonduri europene de 200 de milioane de euro, vom reuși să rezolvăm problema pierderilor foarte mari de apă și împreună cu primarul municipiului Piatra Neamț și eu sper să fie Răzvan Cuc, să reușim să reducem prețurile la facturi. Pentru că asta e marea problemă, nu doar a pensionarilor, și a familiilor normale, pentru că au 2-3 copii la școală, au nevoie de rechizite, au nevoie de îmbrăcăminte, facturile sunt mari, salariile sunt așa cum sunt. Adică noi trebuie să ne ducem spre ce? Sigur că investițiile în infrastructură, în spitale, în asta sunt importante, dar eu nu aș vrea să mă opresc acolo. Eu vreau să mă duc să văd cum fac și care sunt soluțiile pe care le găsesc să cresc calitatea vieții oamenilor în Piatra Neamț. Ca ei să aibă venituri mai bune, să aibă facturi mai mici și să poată să își permită, nu știu, nu în fiecare zi sau săptămână, dar domnule, într-o lună să-și ia copiii să meargă la un restaurant și la o terasă. Eu vă spun că sunt foarte mulți nemțeni de ai noștri care astăzi nu își permit lucrul ăsta. Asta este clar. Domnul primar, aceeași întrebare la nivelul serviciilor pentru locuitorii. Domnul președinte discută de Piatra Neamț. Nu, e vorba de tot județul. Da. Discuții voi face și cu viitorul primar al Romanului și cu domnul Harpa la Târgu Neamț și peste tot, că nu poți să scazi factura doar la Piatra Neamț. Cel puțin la apă. Deci... Exact. Vom situația asta am avut-o eu în Târgu Neamț în 2012-2013, când am inițiat proiectele. De asta spun că Târgu Neamț e un pic mai diferit, pentru că, într-adevăr, în 2013, când am făcut o analiză pe partea apă, canal, infrastructură în general, erau foarte multe pierderi, în special pe apă. Și nu am făcut altceva decât am inventariat tot ceea ce înseamnă infrastructură veche de peste 30-40 de ani și am schimbat tot. Adică, la momentul de față, în Târgu Neamț nu mai am instalație de apă veche, totul este nou. Asta este una din cele mai mari rezerve pentru oricare primar. Să aibă rețelele puse la punct, pentru că după aceea poți construi. Până atunci ai probleme. Din acest motiv am avut și critici și am și acum că nu am făcut altceva decât să schimb instalația de apă, în primul și în primul rând de apă și canal, după care să vin cu asfaltarea. La momentul de față, în special în zona blocului, în zona centrală, nu mai avem instalație de apă, canal veche. Totul s-a schimbat, în primul și în primul rând, pe acele proiecte care au fost un real ajutor pentru administrațiile locale, Programul Național de Dezvoltare Locală,
chiar dacă am primit la momentul respectiv critici că nu am depus proiecte pe asfaltare și am depus pe apă, canal, exact ce avem nevoie, dar acum... Există o logică a dezvoltării. Acum se vede clar o îmbunătățire a pierderilor și a... Oamenii prima dată vreau, și așa e construit omul. Prima dată vrea să-i scoți colbul din bătătură. Da. El vrea asfalt prima dată. După care se gândește, Dumnezeu, stai că îmi trebuie și apă canal. Gaz. Și când încep să vii cu apa canal, zice, Doamne, ce facem? Strici asfaltul. Păi mă, oameni buni, hotărâți-vă odată că acum anul trecut strigați cât vă țineau plămânii asfalt, asfalt, după care vreți, iar ce a făcut Daniel Harpa la Târgu Neamț, mi se pare un lucru pe care îl face un om gospodar. Dom'le, lucrurile așa se fac. Prima dată pui apă, canal, faci infrastructura de subteran din pământ ca să nu... După care vii cu asfalt, ca să nu mai trebuiască să spalgi, să rupi, să strici. Da. De asta zic, lucrurile trebuie poate explicate și mai des și revenit asupra lor. Domnul Bălănescu, apa Servu este o problemă pe care o are Consiliul Județean și trebuie recunoscută. O problemă pe care eu încerc de 4 ani și muncesc, și credeți-mă că muncesc la asta, să o aduc pe linia de plutire și am adus-o în perioada asta. Dar știți și dumneavoastră că nu sunteți veniți, dumneavoastră în special nu sunteți venit astăzi. Dumneavoastră știți cum s-a gestionat posul, da? Adică niște derbedei și mi-asum ce spun. Au căpușat compania asta și s-au îmbogățit. Domnul Bălănescu, am văzut în spațiu public zilele trecute că un coleg care a fost și președinte de Consiliul Județean într-o postare spunea că au câștigat licitații cei de pe locul 9. Știți ce înseamnă asta? Adică, domnule, și știu și despre cine e vorba, de-aia vă spun, niște derbedei care au căpușat compania asta și s-au îmbogățit, gen senatorul Țapu de la Liberali, care au câștigat licitații pe compania județeană Apa Serv de pe locul 9 și au eliminat pe toți. Și să vină să răspundă public, să-mi răspundă dacă nu e așa și dacă eu mint. Deci acești de-aia plătesc oamenii facturi mari la apă, pentru că acești derbedei au căpușat compania asta județeană. Iar în momentul când eu am venit și am dat pe toți afară de acolo și am spus, domnule, aici contractele vor fi câștigate corect, iar societatea trebuie să crească, că ați dus-o într-un declin, sigur că încep și țipă pe toate drumurile, pentru că mai sunt contractele care le aveau luate așa de pe locul 9. De-aia vă spun, oamenii ăștia țipă. Se văd la guvernare acum și vor să pună mâna din nou pe toți. Sunt flămânzi, sunt plini de ei. Nu pot să mintă. Nu pot să mintă și să dezinformeze. Pentru că ce vedem noi la adversarii noștri politici? Și ai mei și a domnului Harpa. Dezinformare și calomnie. Eu n-am văzut în campania asta la adversarii mei politici să vină să spună, domnule, Arsene a făcut 10 drumuri sau 20 sau 100 și ei nu pot să spună că nu le-am făcut pentru că se văd, iar noi vrem să facem, domnule, încă 4 sau încă vrem să facem proiectele astea. Nu, ei fac doar atac la persoană, doar baronul de zici că s-a născut dintr-o familie de conți. Nu, domnule, eu sunt băiat de la țară, sunt un băiat simplu dintr-o familie de oameni simpli și cinstiți de la țară și sunt extrem de mândru de originile mele și de biserica din satul natal în care am fost creștinat. Și de-aia vă spun, mă acuză că am dosare penale și am un dosar penal, dar nu m-a acuzat nimeni, nici măcar procurorii, niciodată că am furat un leu din banii publici. Dom'le, sunt totuși om politic de 10 ani. Nimeni nu m-a acuzat niciodată că am furat un leu din banul public. Și am gestionat fonduri de miliarde al județului ăsta, pentru că m-am bătut să aduc bani în județul ăsta când n-au adus ceilalți în 30 de ani. Și se văd. Nu i-am dat acasă, nu i-am dus la Glumăzești, se văd în toată infrastructura rutieră și medicală din județul Neamț. Nu poți să faci campanie doar atacând la persoană și doar dezinformând și calomniind adversarul politic.
Iar eu sper ca nemțenii, pentru că sunt oameni care știu să cântărească foarte bine ceea ce spun oamenii politici, eu sper ca nemțenii să-i sancționeze la vot foarte tare de data asta și de-aia vă spun, am convingerea că acești derbedei, pentru că nu pot să-i numesc altfel, vor primi sancțiunea și cartonașul roșu pe 27. Pentru că noi, după 27, trebuie să continuăm să construim în județul Neamț. Pentru că sunt proiecte în derulare, pentru că sunt proiecte pe care vrem să le implementăm, pentru că nevoile Neamțului sunt foarte mari. Și am mai spus-o. M-a acuzat primul ministru Orban și ministrii Grindă și toți oligofreni. M-a acuzat că am adus foarte mulți bani în Neamț. Păi nevoia Neamțului a fost mare. Dacă zeci de ani au dus toți banii în Ardeal și au dus banii în alte județe, noi ce să facem? Să stăm în continuare ca ruda săracă de la țară? Da. Ne apropiem de finalul emisiunii. Domnul Daniel Harpa, pe final. Așa cum am mai spus, atât eu cât și echipa noastră a Partidului Social Democrat nu facem altceva decât să continuăm ce am început. Discutăm de lucruri existente în derulare și, așa cum am mai spus și în alte emisiuni, nu mă interesează absolut deloc acel stil de campanie de atac la persoane, cum spunea și domnul președinte, sau să vin în fața electoratului cu promisiuni care nu pot fi îndeplinite. Eu sunt același om care m-au cunoscut tânemțenii din 2012 și înainte de a fi în politică. Voi merge pe aceeași linie și voi face echipă în continuare cu adevărații oameni, cu adevărații prieteni, printre care este și domnul Arsene. Și nu vom face altceva decât să ducem la bun sfârșit proiectele care le-am promis, care le avem în derulare și să fim oameni serioși, iar cu siguranță electoratul ne va acorda în continuare încredere. Domnul Arsene, pe final. Eu ce vreau să transmit cetățenilor din Târgu Neamț, în special că suntem într-o emisiune unde practic vorbim despre Târgu Neamț, dar am vorbit despre tot județul, e să aibă încredere în primarul Daniel Harpa, pentru că din punctul meu de vedere este unul din cei mai buni oameni de administrație pe care i-a avut vreodată județul Neamț, iar rezultatele muncii lui se văd. Să vin eu astăzi să vorbesc despre ele n-are sens. Însă, eu aș vrea să mă adresez astăzi, și dacă mi acordați un minut, cetățenilor din Piatra Neamț. Pentru că am vorbit mult despre facturi, am vorbit mult despre problemele cu care ne confruntăm în Piatra Neamț, pentru că știți și dumneavoastră și vă toți oamenii, de 6 ani, municipiul Piatra Neamț, de cel puțin 6 ani de zile, involuează și n-au fost investiții. Rugămintea mea și apelul meu către cetățenii din Piatra Neamț îi să dea un vot eficient unui candidat care poate să implementeze proiecte în Piatra Neamț. Și eu îl recomand cu drag pe Răzvan Cuc și vreau să le spun că împreună cu Răzvan Cuc vom reuși să rezolvăm problemele cu care se confruntă cetățenii din Piatra Neamț, că vorbim de facturi de utilități, că vorbim de investiții pe infrastructură, că vorbim de străzi, apă și canal, sau că vorbim de investiții cu adevărat mari pentru municipiul Piatra Neamț, pentru că avem unul din cele mai frumoase orașe din România. E păcat să nu fie pus în valoare așa cum trebuie. Iar Răzvan Cuc este omul care poate să facă asta, sigur, în echipă cu mine, pentru că ne-am făcut un plan și știm ce avem de făcut în Piatra Neamț și nu numai, în județul Neamț. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, vă doresc succes tuturor dumneavoastră și tuturor celor care trec prin acest studio. Nemțenii au această posibilitate pe 27 septembrie să aleagă și ei trebuie să vadă, să cântărească, să aibă argumente și la vot să meargă să-și exprime opțiunea. E foarte important să mergem la vot. Cum vom merge încă nu știm. Vom vedea exact ce se va hotărâ. Oameni buni, acestea au fost caferele de astăzi. Vă dorim o zi plăcută. Dumneavoastră vă dorim campanie cât mai
liniștită, cât se poate de liniștită, și noi să ne vedem cu bine la emisiunile următoare. Toate cele bune!